Localnicii din Herson îi primesc cu brațele deschise și lacrimi de bucurie pe soldații ucraineni eliberatori după ce trupele rusești s-au retras din capitala regională. În pofida eșecului de pe front, Moscova susține în continuare că Herson este oraș rusesc și, într-un gest de sfidare, a desemnat o altă capitală a regiunii Herson. Autoritățile de la Kiev numesc fuga rușilor drept o zi istorică, în timp ce analiștii militari consideră că poate fi un punct de cotitură al războiului din Ucraina. Refugiații sunt însă sfătuiți să nu se grăbească să revină la casele lor din cauza posibilelor capcane lăsate în urmă de către ruși. Un gest simbolic a venit din partea artistului Bansky, care a lăsat câteva desene pe pereții clădirilor distruse de lângă Kiev. Soldații ucraineni din Unitatea de Operațiuni Speciale au intrat în Herson și au fost primiți cu entuziasm de către localnici în piața centrală a orașului. Pe lângă îmbrățișări, un soldat ucrainean s-a ales și cu un pepene, pentru că regiunea Herson este considerată patria pepenilor ucraineni. Coloanele de blindate ucrainene au înaintat pe străzile orașului părăsit de ruși și au fost primiți cu flori de către tineri și vârstnici. Dobri den. Însă nu numai soldații sunt primiți cu bucurie în satele eliberate, ci și reporterii care vin să filmeze teritoriile din care au plecat soldații ruși. Hersonții cecale, nicole ne vidmovlea svid Ucrainei. Nadia na Ucraina завжди виправдовується і Україна завжди повертає своє. Я щасливий бачити, як люди, попри всі загрози, попри репресії, знущання окупантів, берегли українські прапори, вірили в Україну. Rușii au lăsat în urmă muniții și chiar uniforme în retragerea lor grăbită și tocmai de aceea autoritățile ucrainene îi avertizează pe refugiații care vor să revină în orașele și satele lor să mai aștepte. Eu дуже прошу вас. Необхідно ще трохи зачекати. Зараз тут надто небезпечно. Є висока ймовірність того, що ворог буде обстрілювати щойно деокуповані населені пункти. Також перед вашим поверненням території мають обстежити вибухотехніки. На жаль, вже є багато жертв серед цивільних, які підірвалися на вибухонебезпечних предметах. Celebrul artist Banksy și-a anunțat prezența în Ucraina și a postat pe contul său de Instagram un grafiti realizat pe zidul unei clădiri distruse din Kiev. Desenul reprezintă o gimnastă care stă în mâini, în balans, pe bucăți sparte de beton din ce a mai rămas dintr-un apartament. De altfel, speculațiile privind prezența lui Banksy în Ucraina s-au evit după ce în localitatea Borodianca de lângă Kiev au apărut câteva desene murale atribuite artistului, între care și un grafiti cu un băiețel care îl răstoarnă pe un bărbat în echipament de judo, care ar fi chiar Vladimir Putin.